Agricultura românească are nevoie de studii economice la nivelul specialistului în științe agronomice. Tocmai de aceea, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul USAMV București își pregătește studenții și pentru a conduce. Colega mea, Cristina Ciobanu, a reușit să afle toate motivele pentru care un viitor student ar trebui să aleagă cursurile acestei facultăți care formează lideri în managementul din industria agricolă. Ce trebuie să știe un licean care vrea să aspire la cursurile facultății? În primul rând să-și dorească să lucreze în domeniu, pentru că absolvenții noștri se regăsesc cu câmpuri, cu activitatea lor în aceste domenii, în alimentația publică, mici afaceri de restaurante, cafenele, ceinării și așa mai departe, și agroturism, și asistăm în ultima perioadă în România la o dezvoltare acestui domeniu de activitate a agroturismului. Avem niște zone în care putem spune că agroturismul a devenit un fel de motor de dezvoltare. În primul rând să-și dorească să lucreze într-o astfel de zonă de activitate și să dorească să performeze. Cât de importantă este practica pentru un viitor specialist în acest domeniu? Noi credem că este importantă și este motivul pentru care acordăm atenție acestui domeniu, pentru că avem propriul centru de practică la Bran. Studenții noștri se duc acolo timp de 2 săptămâni, cazăm în centrul nostru de practică și în virtutea bunelor relații și a parteneriatelor pe care le avem cu pensiunile din zonă, practic 2 săptămâni sunt într-o pensiune din zonă și lucrează în astfel de pensiuni. Avem absolvenți care lucrează în domeniul agroturism, avem absolvenți care vin din familii care au afaceri în această zonă și vor să se pregătesc pentru a fi capabili la momentul oportun să preia afacerea. Avem absolvenți care lucrează în firmele de consultanță, pe consultanță proiecte europene. Avem de asemenea absolvenți care lucrează în instituții de stat, la Ministerul Turismului, în agențiile de plăți, etc. Îi așteptăm cu drag, îi așteptăm, inclusiv acest stand este întreținut de studenți și este făcut cu studenți, pentru studenți și pentru viitorii studenți, și să nu uite că pregătim pentru a conduce, în ideea în care îi pregătim pentru management, pentru a conduce afaceri.